12 tineri care urmează cursurile liceului din orașul Petrila vor putea deveni profesioniști prin intermediul învățământului dual, în care vor îmbina cunoștințele teoretice cu practica pe care o vor efectua în cadrul APASERV. Acest lucru a devenit posibil prin parteneriatul dintre Primăria orașului Petrila, Colegiul Tehnic Constantin Brâncuș și APASERV Valea Jiului. Prin acest parteneriat, noi împreună cu profesorii de la liceu, practic, aducem o plusvaloare vouă elevilor, pentru că avem o responsabilitate, zic eu, în plus, adică cunoștințele teoretice să poată fi aplicate în practică. Asta înseamnă că vom contribui la dezvoltarea voastră atât personală cât și profesională. Programul de învățământ dual este de mult în discuție și, din fericire, a reușit să se materializeze. Pe lângă faptul că tinerii vor pune în practică cunoștințele teoretice dobândite la orele de curs, în acest fel, procesul de învățare devenind mai ușor, aceștia vor beneficia și de burse bănești. Vreau să vă spun că demersurile noastre au început încă de anul trecut și poate o parte dintre dumneavoastră, chiar din presă, vă amintiți la întâlnirea cu consulul german de la Petrila, ne-am exprimat dorința să realizăm o clasă de învățământ dual. Am reușit lucrul ăsta și am fost singura unitate școlară din Valea Jiului și printre puținele din județ care am realizat pentru acest an școlar o clasă de învățământ dual cu 3 specializări, mecanic, electromecanic, domenii și construcții. Și vreau să vă spun că este o surpriză extraordinar de plăcută implicarea conducerii APASERV și în special a domnului director Ionică în desăvârșirea demersului nostru. Clasele de învățământ dual sunt niște clase de învățământ profesional mai deosebite, adică în primul rând elevii beneficiază de o bursă mai mare, cred că asta îi interesează, pe lângă plus valoarea pe care o vor primi în perioada de practică. Pe lângă bursa de la minister de 200 de lei, agentul economic vine cu 200 de lei pe lună și primăria orașului Petrila cu 100 de lei. Deci ei vor beneficia de o bursă de 500 de lei pe lună. Lucru care cu siguranță este mulțumitor pentru ei. După ce elevii au primit echipamentul pe care îl vor utiliza în timpul orelor de curs, aceștia au mers în interiorul atelierului unde își vor desfășura activitatea. Începând de la activitățile de trasare, măsurare, tăiere, debitare și așa mai departe, lucruri simple în primă fază, aș dori ca până la sfârșitul perioadei de practică să facem o machetă, și lucrul ăsta trebuie să ne-l asumăm aici în fața tuturor, o machetă complet funcțională cu o stație de epurare. Prin acest lucru o să fiți și motivați că va fi ceva ieșit din mâinile voastre, o să înțelegeți toate etapele muncii care au fost necesare să fie făcute pentru realizarea acestui obiectiv și, de ce nu, tehnologia funcționării unei stații de epurare. Adică noi ne dorim poate un pic mai mult decât ar trebui, dar o să vedeți că acest lucru o să rămână o machetă pentru APASERV făcută de voi. Cu siguranță că acolo unde nu vă descurcați, că o să discutăm de automatizare, fluxuri tehnologice și mai departe, noi vă ajutăm și ne implicăm 100%, ca la sfârșitul acestei perioade de practică să avem o machetă făcută de voi. Tutorele elevilor ne-a mărturisit că la începutul carierei a fost ca acești elevi și că a reușit să ajungă unde este astăzi prin ambiție și de asemenea a exprimat faptul că instituția are nevoie de profesioniști pe care să-i angajeze după ce vor finaliza stagiul de practică. Noi ne confruntăm cu o criză acută de meseriași, de aceea acești tineri copii vrem să-i formăm în special pentru noi. În parteneriat cu liceul de la Petrila, noi ne ocupăm de partea practică. Avem dotarea necesară, suntem specializați în acest fel și sperăm ca la sfârșitul perioadei de practică și la sfârșitul celor 3 ani, dacă nu jumătate din ei, să fie la noi în flux. Da, ce speranțe le dați? Spuneți-ne că și noastră tot de jos ați pornit. Exact ca ei, acum 23 de ani exact ca ei, eram în aceleași bănci, am plecat de la zero, muncitor, inginer, până am ajuns pe această funcție. Important e să vrea, să lucreze, au cu cine, au de unde învăța, noi ne implicăm și cel mai mult ne interesează ce iasă de aici. Deci produsul finit. Sunt tineri și pot să fie viitorul nostru.
La sfârșitul celor 24 de săptămâni de practică pe care le vor efectua în cei 3 ani de studii, 9 dintre ele vor deveni electromecanici, iar ceilalți 3 vor fi calificați ca și mecanici.